15% este creșterea medie, dar sumele venite în plus sunt ceva mai consistente la cei care sunt la început de carieră. Cele mai mari salarii vor fi tot în învățământul universitar. Un rector va ajunge să câștige peste 8.400 de lei. Asta înseamnă o majorare de 1.100 de lei. În preuniversitar, salariile nu se schimbă foarte mult. Un profesor debutant va avea tot în jur de 2.000 de lei, iar salariul poate ajunge până la aproape 4.000 în cazul dascălilor cu 40 de ani de experiență la catedră și gradul întâi. Este vorba de o creștere în cuantum de 400 de lei la salariul de bază pentru personalul didactic cu studii superioare, de o creștere cu 350 de lei la salariul de bază pentru cei cu studii superioare de scurtă durată, pentru cei cu studii medii, învățători, educatori. De asemenea, personalul didactic auxiliar va avea o creștere salarială de 200 de lei la salariul de bază, funcțiile de conducere, îndrumare și control, și aici avem inspector școlar general, general adjunct, inspectorii școlari, directorii caselor corpului didactic, câte 400 de lei la salariul de bază. Dacă guvernul va adopta noile ordonanțe de la 1 februarie, ar urma să primească bani mai mulți la salariu și personalul nedidactic din educație. Astfel, un muncitor, paznicul, bucătăreasa sau îngrijitorul dintr-o unitate de învățământ vor avea cu 300 de lei mai mult în fiecare lună. Acestea ar fi salariile negociate de sindicaliști. Rămâne de văzut dacă majorările vor fi aprobate de noi aleși.